Bună ziua! Funcționează? Da. Bună ziua și bun venit la evenimentul de azi, prilejuit de Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice și Electronice, un proiect inițiat în urmă cu 4 ani, la care am fost părtași încă de la început. Prilej cu care dorim să lansăm în mod public un studiu realizat de noi în vara acestui an, împreună cu partenerii noștri, care vor lua cuvântul în continuare. Cred că avem de-a face cu un prim deșeu aici. Că, până la urmă, îndemnul nostru din finalul acestui studiu este că încurajăm populația României să se despartă fără regrete de echipamentele nefuncționale. Acesta este semifuncțional, pare să. Bun. Să trecem la ceea ce ne-am propus pentru ziua de azi. În speță, prezentarea datelor, concluziilor și, de ce nu, recomandărilor pe care le face acest studiu. Magda, ești alături de noi. Poftim, avem un loc aici. Da, scuzați de întrerupere. Deci, avem de a face cu un studiu care face parte dintr-un proiect pan-european inițiat de WeForum în vara acestui an, care încearcă cercetarea și analizarea categoriilor de echipamente incluse în Small UI, deci echipamente de mici dimensiuni, și, bineînțeles, obiceiurile și deprinderile europenilor față de această categorie de echipamente mici. Acest studiu, împreună cu un alt studiu pe care îl actualizează în prezent unitar, împreună cu WeForum, și la care suntem de asemenea partași, se numește WeFlows, și care actualizează situația din teren în toate țările europene, în ceea ce privește managementul deșeurilor electrice și electronice. Datele acestor și recomandările, concluziile acestor studii, vor fi înaintate implicit Comisiei Europene din perspectiva revizuirii Directivei Europene a Deșeurilor Electrice și Electronice, și, sigur, cu speranța că aceste recomandări vor fi luate în seamă tocmai pentru a avea o nouă directivă la orizontul anului 2024-2025, poate, care să fie mai bine ancorată în realitățile din teren. Realitățile care contrazic din când în când ceea ce presupune, să spunem, ținta de colectare, ținta care în România a atins anul trecut 43,1%. Ne aflăm pe un, să zic, platou european. Media europeană e de 45%. Nimeni din Europa, nicio țară, n-a atins 65%. Și această țintă este iluzorie pentru orice, să spunem, jucător din teren, orice actor care participă activ la această competiție, până la urmă, de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice și de reciclare. Voi opri aici, nu înainte de a saluta prezența multor producători, reciclatori și, nu în ultimul rând, reprezentanții ai autorităților de mediu, pe care, sigur, vom avea ocazia, probabil, să le provocăm la o mică discuție privind, sigur, evoluțiile pe care le înregistrează România în acest moment, de ce nu îmbunătățirile legislative pe care le așteptăm cu toții pentru a putea, să spunem, să aspirăm la ținte mai înalte de colectare și reciclare și, de ce nu, de o contribuție mult mai importantă a noastră, a tuturor, la economia circulară. Încă o dată, cu această ocazie, vă doresc dumneavoastră, ca utilizator, consumator de echipamente electrice și electronice, la mulți ani cu această ocazie și o viață mai scurtă echipamentelor pe care le considerăm deșeuri și pe care să le colectăm și să le debarasăm în mod responsabil. Mulțumesc și îl invit pe Dragoș pentru a prezenta câteva date din studiu. Mulțumesc, bineînțeles. Deci am realizat un studiu pentru electronicile mici, un studiu care, din care putem trage mai multe concluzii și aș începe un pic cu contextul. Am
datele oficiale, având acest grafic, care nu le avem în studiu, sunt special în prezentare, evoluția electronicilor mici puse pe piață și a deșeurilor de electronice mici colectate. Datele sunt, să spunem, aproximativ relative pentru că și le-am rotunjit un pic. În 2017 aveam 10 categorii, cine din zona industriei știe. Dar e interesant de văzut că avem o rată de colectare de 19%. 19%, practic, și rata de colectare, bineînțeles, e calculată conform legislației, față de media pusă pe piață 3 ani anterior. Dacă putem face an pe an, este o rată de retur, e un indicator, este cam 14%. Deci, cumva, echipamentele mici ajung destul de puțin în fluxul de colectare corespunzător. Aș mai evidenția faptul că a crescut foarte mult piața. Este, dacă privim toate echipamentele electrice, s-a dublat din 2017, aproape similar și pentru echipamente mici. Și după cum vom vedea, cam vechimea la debarasare este undeva la 5 ani și ceva, e aproape imposibil să ai, ar fi să avem țintă pe categorie 65% în aceste condiții. Dar, cu asta avem noi de-a face. Să mergem mai departe. Ce am vrut să facem cu acest studiu? Am vrut să am calculat și am determinat care sunt care este stocul de echipamente mici, de mici dimensiuni din gospodării. Bineînțeles, am interogat pe 11 echipamente reprezentative. Avem mult mai mult în casele noastre. Deci, cel puțin, ca să spun așa, vor fi datele reprezintă cel puțin cifrele față de realitate, dimensiunea stocurilor de echipamente neutilizate, deci ce e stricat sau nu mai avem nevoie de el, este funcțional, dar nu îl vom mai folosi, nu avem de gând să-l mai folosim. Noi am spune că sunt în hibernare și comportamentul la debarasare. Da? Pentru început, legat de interogarea pieței, o să pe colega noastră de studiu de la GBD Research să introducă un pic despre studiu și ce a însemnat colectarea datelor. Bună ziua, mă recunosc. Da, mulțumesc. Compania noastră este pe piață de aproximativ 20 de ani. Lucrez împreună cu Alexandru Larionescu. Amândoi suntem sociologi și absolvenți al Facultății de Sociologie. Am lucrat împreună la aproximativ 1000 de proiecte pe toate domeniile și pe toate piețele din România. Societatea noastră este membru ESOMAR. Asta înseamnă că respectă toate standardele care se cer pentru cercetările sociologice. Referitor la sondajul acesta. Am intervievat 1500 de respondenți. Acești respondenți au fost reprezentanți ai gospodăriei din care fac parte. Practic, noi am întrebat despre toate obiectele din gospodărie, indiferent dacă sunt deținători, dacă le folosesc ei sau nu, de exemplu telefonul soției sau telefonul copilului. Metoda de selectare a respondenților a fost random digit dialing, adică am selectat aleator numere de telefon din am inventat practic numerele de telefon. Este o metodă folosită pentru intervievarea de tip CADI. Este cea mai bună metodă de selectare aleatoare a eșantionului. Prin eșantionul nostru de 1500 de respondenți, avem o reprezentativitate de 95% pe piață. Aceasta înseamnă că dacă selectăm aleator din întreaga populație a României, orice eșantion de 1500 de respondenți, vom obține aproximativ aceleași rezultate. Marja de eroare este de 2,53%. Aceasta înseamnă că datele pot varia. Procentul în sine poate varia cu plus minus 2,53%.
Așa cum spunea și Dragoș, în eșantion au fost 11 produse electronice de mici dimensiuni. Practic, doar de acestea doar despre acestea am colectat informații. Eșantionul în sine este reprezentativ la nivel la nivelul populației României, atât din ceea ce privește sexul, educația și toate celelalte indicatori sociodemografici, mediul de rezidență, vârstă, tipul de reședință. Aici este o prezentare a venitului total pe gospodărie al gospodărilor intervievate. Observăm că veniturile sunt relativ mici. Practic, aproape jumătate din eșantion câștigă mai puțin de 1000 de euro pe gospodărie. Principala ocupație a respondenților au fost angajați permanent, full-time. Avem un număr relativ scăzut de întreprinzători particulari și aproximativ un sfert sunt pensionari. Aceste date sunt reprezentative pentru respondenți cu vârsta cuprinsă, cu vârsta peste 18 ani. De aceea avem foarte mulți elevi și studenți. Și o să îi dau din nou cuvântul lui Dragoș să prezinte rezultatele. Vă mulțumesc! Mulțumesc și foarte. Da. Aș reveni un pic la aceste grafice. Am intervievat și numărul de camere. Vedem că, practic, aproape 70% din populație locuiește în 3 camere. Și acest aspect e legat și de, cumva, influențează modalitatea de barasare, dacă vrei să scapi de un cuptor de microunde și nu prea ai spațiu că stai în 3 camere, vrei să scapi repede. Poate telefoane mobile stau în sertar, le uiți, dar unele echipamente mai măricele, așa le dai. Și de asemenea am intervievat, am observat 15% din gospodărie au și reședință secundară, casă de la țară, nu știu, la munte, dar sunt totuși 15% număr destul de mare. Și aici aveți, apropo, aproape toate graficele, dar nu se văd bine, îndepărtare le aveți și în studiu. Și pentru că am măsurat procentele, poate nu se văd, scrisul este prea mic ce aici aveți, nu recunosc, dar le aveți și în studiu de editat. Fluxul datelor sau fluxul echipamentelor este redat în această schemă și avem, practic, i-am întrebat despre ce echipamente, care e vechimea și am trecut în mai multe detalii pe ce a fost achiziționat în ultimul an de zile. Avem echipamentele în uz și cele hibernare, nefuncționale sau nefolosite. Când decizia este să ne debarasăm, o parte merge, o parte bună merge spre reutilizare, pentru că sunt funcționale, și o parte sunt debarasate spre a fi deșeuri. Avem modalități corecte și incorrecte. Corect ar însemna să ducem la un magazin, la un punct municipal de colectare, la, eu știu, date de o campanie de colectare a primăriei, sau ce facem noi cu autoritățile locale, de exemplu. Incorect, avem răspunsuri destul de dese la gunoi, am dat la închenă, l-am pus pe stradă, l-am dat la plastic, avem diverse, sau foarte des, mai ales pe cele mai măricele, le-am dat colectorilor stradale de fier vechi. Bun, mergem în primele date. Dotarea gospodăriilor cu echipamente de mici dimensiuni. Acesta este un grafic destul de interesant, mai ales pentru cei care sunteți producători. Avem rata de penetrare, avem numărul cu verde, numărul gospodărilor sau procentul gospodărilor care au mai mult decât o bucată din respectivul produs. Putem observa, avem la aspirator aproape două
La telefon mobil 80%, bineînțeles, avem mai mult decât o bucată. La mixer, robot de bucătărie, avem mai mult decât o bucată, mai mult de jumătate din gospodării. Și avem și o evoluție față de, da, mulțumesc personalizare, față de 2019, când am făcut iarăși, avem un studiu și unele produse s-au interogat și atunci. Practic, cuptorul cu microunde a evoluat un pic, de la 66 la 70% grade penetrare. O să vă rog să mă întrerupeți când aveți întrebări specifice, oricând, pentru că e un studiu cu date, e multă analiză în spate. Ok, merg mai departe. Ce înseamnă acele dotările? Da. Înseamnă cât la sută din respondenți au așa ceva? Da, da. 70% din gospodării au cuptor cu microunde. Adică vreți să spuneți că au mai mulți cuptor cu microunde decât aspiratoare? Aspiratorul 89%. Pe total, adică și verde, da. Și albastru. Da. Deci cu negru, da. Cu negru aici avem rata de penetrare la capăt. Da? Ce e cu verde este mai mult decât o bucată, deci un cuptor cu microunde, exact, avem 62% din gospodării au un singur cuptor, 8% au două cuptoare cu microunde. Similar, aspiratorul, 28%, o treime din gospodărie, are două aspiratoare. Ok? Avem același indicator pus altfel. La 100 de gospodării, câte echipamente sunt? Și vedem că, de exemplu, la aspirator, avem 127 de aspiratoare la 100 de gospodării. Deci, e destul de interesant. 80 de cuptoare cu microunde. De asemenea, mi-au întrebat dacă s-au fost noi sau luate la mâna a doua și avem procente între 3 și 17%. Vedem la laptop un procent foarte mare, deci cel mai mare la laptop. Cumva de înțeles, pentru că foarte multe din companiile din România, dacă nu ești bancă sau ești asigurător, laptopul vinzi angajatului când, sau dai angajatului când înlocuiești. Și de asemenea avem și la camere foto digitale, totuși sunt destul de puțin. Smartphone-ul a suprimat foarte mult această piață și se regăsește foarte puțin. Și bineînțeles și probabil cele mai sofisticate sunt luate la mâna a doua. Dacă aveți întrebări pe ceva de aici. Interesant că telefoanele, vedeți câte multe sunt. Practic, avem 27% din gospodării, au peste 5 telefoane. Poate și eu sunt aici, telefoane soției. Zicem că le vom curăța la un moment dat de date, să vedem. Da, da. Deci avem această situație, o să vedeți și pe zona de hibernare. Mergem mai departe. Am interogat de vechime. Am, nu pe toate produsele, pe acestea 5. Este foarte interesant că aproape 50%, spre 50% din produse au până în 3 ani vechime. Deci cumva putem spune că stocul este destul de mult. 10% au peste 10 ani. Spre 10% au peste 10 ani. Și restul sunt între 4 și 10 ani. Și avem de asemenea comparație cu 2019 și e foarte interesant că stocul în 2019 era mai nou. Cam așa. Cu excepția laptopului, unde cifrele sunt foarte asemănătoare. Chiar și la telefoane mobile, stocul era mult mai nou acum 3 ani de zile. Erau același. Poftim? Erau același. Da, totuși la telefoane mobile avem o rată, până în 3 ani sunt 58%, deci sunt noi, chiar sunt noi. Dar totuși era mult mai mare în 2019. Dacă
Da, da, am... Da, am încercat să găsim explicații ce s-a întâmplat. De exemplu, la laptop mă așteptam să fie... graficul să arate diferit, pentru că s-au vândut mult mai multe laptopuri, dar ce se întâmplă, s-au vândut în business to business. Mi-am întrebat de produsele care sunt deținute de gospodărie. Da, de aceea și la telefoane mobile, rata a fost 99, deci au existat câțiva care au zis că n-am telefoane de la companie. Dar, în mod sigur, laptopul, piața laptopului a crescut în perioada pandemiei și dar nu, nu totuși pentru achiziții personale. Da. Dacă aveți întrebări. Deci încă o dată avem stoc nou, practic avem circa 45, între 45-55% din produsele mici au peste 4 ani, între 4 și 10 ani, sau mai să spun aproape 50 plus peste și de acolo mergem mai departe, că vor deveni deșeuri la un moment dat, cele mai mult. N-am o întrebare, ci o remarcă apropo de telefoanele mobile. Văd că e un procent de 1% cu telefoane mobile de 16-20 de ani. Deci cineva are bătrân în ochii a 30-30. Nu neapărat în folosire. Am înțeles, ne-am întrebat dacă produsele, spuneți-ne de toate produsele, inclusiv cele care sunt stricate sau în cămară, pot, beci. Deci am întrebat de toate. Și foarte probabil, respectiv, o să fie o... Cineva are un muzeu de telefoane mobile. Un atașament emoțional. Da. Oricum și la laptopuri, sunt 16-20 de ani, e, nu știu, pui vaza pe el sau ceva de genul. Deci procent de laptopuri erau acum 16-20 de ani. Da, da, da. Totuși avem. Avem 1%, era 0% în 2019, era mai nou. Ok. Am întrebat de ultimile achiziții. Ultimile achiziții, adică cei care au răspuns că am aparate până în 12 luni, deci până într-un an de zile. Te-am întrebat de ce le-au achiziționat sau cum au intrat în posesia acestora, care a fost motivul. Și avem un procent destul de măricel, adică, de exemplu, la cuptor cu microunde, 35% au spus că este primul produs achiziționat de acest tip. Înseamnă 4% din gospodării. Așa, poate unii care sunt producători poate știu mai bine, mie mi s-a părut un produs cu un procent mare, ca 4% din gospodării să fie achiziționat pentru prima dată un cuptor cu microunde, dar totuși, dacă avem în vedere noile locuințe, probabil de acolo sunt. Aștept să văd recensământul ce ne spune în acest sens, să compar un pic datele. Dar în același timp avem iarăși niște procente interesante. De exemplu, la torc microunde, 38% sunt înlocuiri a unui aparat defect. Da? Sau de care nu am nevoie. Deci acel produs se duce fie în hibernare, fie se duce spre a fi debarasat ca deșeu. Ori va fi dat cuiva spre reutilizare. Dar am fost surprinși că se dau cadouri destul de mult. Da? Deci un 8% din achiziții, din intrările în posesie de aspiratori au fost cadouri primite. 7% la laptop mi s-a părut cam mare procentul. Sunt multe nunți. Dar cine știe, poate fi... Eu. Da? Deci ne mai regăsim. Când ne faci naș? Da. Ok. M-a dat drumul la nunți. Da. Bun, dacă aveți... O secundă. Colectarea datelor 2 luni. Am început pe final de iunie până în august. Până în august, când s-a terminat. Da, da. Aveți și o statistică pe urban-rural? Avem și împărțit pe urban-rural, pe anumiți indicatori. Dacă vă interesează ceva anume, să știți că putem extrage, nu acum. Ci le extragem. Pentru că baza de date este interogabilă. Și avem și împărțit pe urban-rural, pe unii indicatori. Ok, am întrebat
produsul, când ne-au zis, ok, am un cuptor cu microunde sau două fiare de călcat, produsul 1 e funcțional sau nu, sau funcționează, îl utilizați sau este stricat. Și avem, am pus, am făcut acest grafic inclusiv cu rata de penetrare, că la cuptor cu microunde 30% din gospodării n-au cuptor cu microunde, asta înseamnă, dar 65% funcționează și este folosit, 2% e funcțional, dar nu crede că se probabil la primit cadou și zace, nu îl va mai folosi, și nu funcționează și e stricat undeva la 3%. Combinat aici avem pe gospodării, dacă luăm pe stoc, față de stoc, avem un grad de hibernare, așa spunem noi, nu știu, e un termen poate nepotrivit, dar e cel mai apropiat. Avem 7,7% din cuptoarele cu microunde aflate în gospodării, exact nefolosite. Acesta e mesajul. Similar, fier de călcat, 9,3%. Da? Deci, aproape 1 din 10 fiere de călcat din gospodării stă nefolosit. Foarte mult la cameră fotodigitală, 29%, dar iarăși rata de penetrare e mică. Dar o treime din camerele fotodigitale stau nefolosite în casă și telefonul mobil, din păcate că am fond, dar e 35%. Da? O treime din telefoanele mobile, am întrebat, bineînțeles, dețineți telefoane mobile în care nu le mai utilizați și avem 54%, da, dar cuantificat la stoc, o treime din telefoane mobile sunt în setare nefolosite. Sunt telefoane bune, pentru că sunt de fapt la telefon, te cam obligă bateria. Deci în 3 ani se reduce bateria, te costă o groază, pentru că producătorul a avut grijă să pună baterie îngropată, dacă o pune interchangeabilă, nu era nicio problemă. Teoretic e interchangeabilă, dar trebuie să-ți faci timp să te duci, să-ți schimbe bateria. E mult mai complicat, sunt făcut niște lipituri de noi. Da. Plus că nu costă servisul. Cu lucea oricine, servisul e... Da. Și telefoanele mobile care stau sunt funcționale. Da. Majoritatea. Probabil. Marius, vrei să spui? Da, cred că e bine. Pot să vorbesc fără microfon. Da. Am observat, bună ziua, am observat următorul lucru. Aș scoate, iau prima categorie, cuptor cu microonde, cei 30%, pentru că vorbim de starea aparatelor din stoc. Da? Și dacă punem cei 30% acolo, denaturează toată imaginea. Pentru că cei 3% cuptoare care sunt în hibernare, da? De fapt și de drept sunt 10% din echipamentele deținute. Gradul de hibernare care este 5%, deci 2 plus 3, 5%, de fapt e 7% față de stocul, de 7,7%. Nu știu, dar dacă scoatem cei 30% care ar trebui să fie scoasă cifra de acolo ca să poți să-ți dai exact seama că alea nu sunt deținute. Dacă nu sunt deținute, atunci nu sunt nici în stoc. 5% din 70% e 7,7%. Dar sunt deținute. E fără cei 30%. Da. Sunt în stoc, ZAC, deci 7,7%, ZAC în 5% din gospodării, ca să o luăm altfel, da? Da. În 5% din gospodării avem 7,7% stoc de cuptoare cu microunde. Deci, încă o dată, la 100 sau la 1000 de cuptoare de microunde din gospodării, 77 slack nefolosite. Și o să vedem, jumătate aproape sunt funcționale, jumătate să vedem și acest lucru. Ok. Vă surprinde ceva? Vreți să, nu știu, să analizăm ceva? Ați calculat cumva o durată medie de înlocuire pe tipuri de aparate? Da. Da. Durată medie de înlocuire? Mă rog, am calculat vechimea la debarasare. Asta am calculat. Dar dacă nu, la înlocuire, nu știu dacă neapărat înlocuire. De exemplu, eu am tot microunde acasă, dat de sora soției mele, care nu mai a renunțat la el, de tot. Și mi-a plăcut să a sortat cu mobila și dar eu le-am dat la altcineva. Deci, avem și intru la mâna a doua, deci intru la indicatorul cu la mâna a doua și la funcțional, dat echipament funcțional. Bun.
Aici putem menționa cel puțin un tip de echipament foarte folosit, laptopul sau desktopul, în fine, care are o durată de viață de, de circa 6 ani. Deci înlocuirea vine la termenul acesta de circa 6 ani. Sigur că depinde de utilizator, băncile, asiguratorii, companiile, pentru că au o sumedenie de operațiuni zilnice, înlocuiesc la 4-5 ani. Utilizatorii casnici, în schimb, sunt mai, să zicem, atenți și respectiv nu utilizează chiar atât de, de constant și de des. Și atunci viața sau durata de viață și de utilizarea unui echipament IT merge undeva la 6-7 ani. Da, mulțumesc. Am încercat să comparăm un pic și pe regiuni. Care este starea? Deci avem gradul de hibernare mediu este de 10,5%. Am încercat să transpunem și ce înseamnă în tone pe, la nivel național, la 19 milioane de locuitori. Și a ieșit circa 17.000 de tone de echipamente mici, ZAP, nefolosite în gospodării. Încă o dată ne-am concentrat doar pe gospodării, nu pe B2B, avem cutare pe microunde și în B2B, e altceva. Și avem, e interesant pe regiuni, căci vedem un grad de hibernare mult mai scăzut în partea vestică, centrală, aici în Ardeal, versus sudul, sud-vestul este Oltenia, de exemplu. Da, e destul de interesant. Și cam atât. Și avem și o comparație pe țări. Cum spunea, cum menționa Valentin, acest studiu s-a făcut și în alte țări, sub coordonarea unui forum, și mai ales pe accentul a fost ok, să vedem holding-ul, hibernarea, cum stăm față, sau cum este de la o țară la alta. Și pot să spun că portughezii, aparent, păstrează mai puțin decât noi și păstrează mult mai mult decât noi Olanda și Italia și avem un pic peste noi Slovenia și UK. E destul de interesant. Am avut destul de mult de lucru la cifrele celor din Italia, pentru că par exagerat de mari. Totuși ne-au confirmat. Dom'le, asta a rezultat. În Slovenia, dacă putem spune că gradul sau relativ scăzut de hibernare este legat destul de bine și cu o rată mai mare, dublă față de a României, de colectare. Deci e și aici o analiză. Da? E interesant de văzut peisajul european. Dragoș, aș menționa că raportul nu este Italia, pentru că am așteptat confirmarea datelor din partea lor. Dar pe studiul de pe site, da, digital, da. L-am introdus. E interesant și pe, să dăm un exemplu. La telefoane mobile, 44%, deci aproape jumătate din italieni păstrează, la noi suntem la 35%, sau stop. Aici pe număr. Portugalia jumătate păstrează. Interesant, lucrurile se mișcă mai repede acolo. Bun. Mergem și mai departe. Am întrebat de cât timp nu le mai folosiți. Da? Și avem un timp mediu de nefolosire. Per total avem 3,7 ani. Deci, putem spune că produsele intră în hibernare și abia după aproximativ 4 ani, în medie, ne decidem să ne debarasăm de ele. Mai mult sau mai puțin, adică avem foarte mult la echipamente de bucătărie, că ținem poate mai mult, la fel la telefonul mobil și mai puțin la altele. Cuptorul cu microunde, cum spuneam, probabil mai spațiu, ocupă mai mult spațiu, vrem să scăpăm mai repede de el. La fel avem și la aparatul de cafea. Da, poate e mai măricel, ocupă spațiu.
Dacă vă surprinde ceva, vă rog, observați, vă regăsiți. Da. Cine are? Ar trebui să facem un concurs. Cine are cel mai vechi telefon acasă? Cred că eu. Da? Și avem mai mulți candidați. Am o cutie de telefon. Da, sper să repetăm. Da, nu, cu camera foto, situația e destul de interesantă. Am câteva cunoștințe care îmi pun, am și eu un aparat din ăsta, un DSLR profesional, dar nu știu să-l folosesc. Stau acolo cu mințel, dar l-am. Probabil de asta se păstrează, că au fost scumpă la momentul la care s-au luat. Au fost foarte bine, de fapt, dar așa, și apoi au venit telefonul mobil. Să recunoaștem, au fost foarte scumpe camerele foto digitale pe la început. A fost o investiție sentimentală. Da, și eu am două smene. Aveți cumva o corelație a gradului de hibernare comparație cu vârsta sau veniturile sau cu bani? Deci am făcut o comparație, să joci cu datele înseamnă timp. O comparație, de exemplu, la rural urban și, bineînțeles, cred că aici, la rural avem 11,6 și la urban avem circa 8%, deci cumva 30% și probabil e legat de spațiu, întâi. Dacă la rural, cam ai de unde să te depozitezi, să uiți de ele. Dar putem, probabil, la fel, să zic, make sense ca dacă locuiești în două camere să te debalansezi mai repede de ceva ce nu mai funcționează decât dacă locuiești în 5 camere. Asta spune logica. Da, dar dar probabil asta spune și dacă încercăm să scoatem date. Da, încă o dată. Baza o avem, putem extrage extra corelații, cum mențiunea că marșa de eroare se mai crește mai mult. Adică la 1500 avem 2,93%. Dacă mergem pe cei care, nu știu, să vedem, analizăm cei care au veniturile sub 2000 de lei, deja analizăm circa 300 de persoane, marja de eroare crește. Deci ar trebui să analizăm, ca să fie foarte corect, să analizăm 1000 de persoane cu acest venit. Dar n-ar trebui să fie invers, de fapt, cei cu venituri mici. Da. Să păstreze mai puțin, da. Să folosească mai mult sistemul... Da, nu, că n-am zis că păstrează mai puțin sau mai mult. Adică, nu, pur și simplu, cel care are bani mai puțin îl dă imediat, poate că este o ofertă, dai pe la vechi și le dai pe la nou. Zic că dacă stă în două camere... Da, nu, vorbeam la telefon și asta. Cel care are bani îl bagă într-un sertar și ia altul. Deci dacă doriți să mai corelăm ceva, o putem face, dar le dați câteva zile. Ok, ați că mergeam de vers. Și am ajuns și la motivul păstării. Deci am întrebat de cât timp și am întrebat, ok, de ce nu v-ați debalansat de el? Și aveam destul de interesant acest grafic și am 42% legat de stoc. Spun că, domne, eu îl voi păstra singur. Fie s-au atașat sentimental, fie vreau să-l păstrez ca piese, poate îl voi folosi la un moment dat, poate le repar, poate. Dar zic acolo. Și e interesant că în restul Europei, sau mă rog, media europeană e de 68%, deci păstrarea și mai ales cel mai mare procent este legat de atașare sentimentală. Și e ciudat că, nu știu, poate la prăjitor de pâine să fie atașat sentimental, dar au ieșit astfel de răspunsuri. Trebuie la șurubelițe electrică. Da. Ce problemă văd la noi, și suntem mult peste media europeană, este procentul celor care au zis, domnule, nu știu ce să fac cu ele sau nu știu cum să le ducă. Deci, 30, o treime, respondenți au zis, nu știu ce să fac cu ele, nu știu unde să le duc. Este o realitate, probabil ține și de lipsa infrastructurii, probabil ține și de un grad de conștientizare mai scăzut, dar e un subiect la care trebuie să construim.
Întrerup un pic la cei 32%, cum nu știu unde, cum nu cumva intervine și nu știu dacă cumva pot să iau ceva pe el. Nu, acolo sunt cei cu gânduri viitoare de balasare, care mi-au zis că aștept o campanie de buy back, că aștept să îl voi vinde în viitor, îl voi da cuiva la un moment dat. Pe care îi trebuia să spun, dar poate totuși reușesc să obțin ceva. Nu neapărat că nu știu unde să-l duc, dar poate găsesc un loc mai bun unde să-l duc. S-ar putea să fie comportamentul diferit la echipamente mari de echipamente mici. Când vezi un echipament, o mașină de spălat, ești poate obișnuit să primești ceva pe cel puțin fier. Când te debarasezi de espressorul stricat de cafea, cred că ai așteptări mari. Avem o pondere aici între rural și urban? O putem face. Ai idee? O putem face. La e chestiune de informare sau de lipsă de atenție? Dar mai sunt, s-ar putea să găsim răspunsul și mai târziu când mergem efectiv la debarasare. Aici, încă o dată, e motivul păstrării. Mm-hmm. Da? De ce avem în casă? Jumătate din acestea, totuși, amintesc că sunt funcționale, aproape. Da? Deci multe poate să le păstresc, poate găsesc cuiva să-l dau. Da? Sunt echipamente mici, dacă avem spațiu, le punem undeva și uităm de ele, cam astea. Și foarte mulți au avem și aici un procent destul de mare, 20% aproape. Nu mă încurc, am spațiu, am garaj, am pod, sunt acolo. Mi-aduc aminte de acum câțiva ani o inundație în Bacău. A inundat că au fost vreo 3 blocuri inundate și din subsol s-au colectat 2 tiruri de deșeuri electrice, televizoare vechi, mașini de spălat și alte aparate mici. Deci, pentru că s-au inundat și chiar n-au, ca să fac curățenie, deci sunt depozitate. După care mergem la debarasare. Hai că țin mai sus microfonul, sorry. Tot îmi atrag colegele atenția de spate. Am încercat să expunem la un iec de gospodării, pentru că e un indicator care la 100 e și prea puțin, la 1000, câte echipamente s-au debarasat în ultimele 12 luni. Și în dreapta aici avem cu albastru debarasarea spre reutilizare, da? Deci l-am dat rudelor și prietenilor, și debarasarea spre deșeu este următoria. Procentul de 16% de aici este alocat gospodăriilor care au debarasat. Deci, ca să înțelegeți, 16% din gospodării au debarasat telefoane mobile, din care două treimi s-au dus spre reutilizare. Da, prieteni, rude, OLX și alte metode de a le da. Vedeți, la 1000 de gospodării, la cuptor cu microunde, 64, 31 funcționale, 33 nefuncționale. Am pus și o vechime medie de debarasare, că a fost întrebat mai devreme, da? Deci, în general, la 6,5 ani, debarasăm cuptoarele de microunde. Este iarăși o medie. Per total, am un grafic mai încolo, este 5,7 ani, durata medie de debarasare pe produsele din eșantion. Care putem spune că se poate extrapola și la alte electronice de mici dimensiuni. Dacă vreți să aprofundăm ceva. Este foarte interesant că cea mai utilizată metodă de debarasare nu are un cadru legal de a transforma un deșeu într-un produs. Nu e deșeu. E un produs. Nu e deșeu, nu e deșeu, este, dacă ne uităm la, nu știu, piramida deșeurilor, este la prevenție. Deci, practic, încurajarea extinderii durate de viață prin reutilizare este o prevenție, nu devine deșeu. Noi putem măsura statistic, nu cred că aș vrea să intru în birocratizarea acesteia. E de încurajat, iar economie circulară, chiar asta spune. Prelungiți durata de viață, încurajați repararea și n-avem. Din păcate, dacă pe zona de IT avem exemple de pregătire pentru reutilizare din deșeuri, pe zona de echipamente mici inexistente deocamdată. Mulțumesc.
dar s-ar putea să vedem în viitor. Avem exemplu Atelierul Fără Frontieră care face laptopuri. Ca să mai aud un pic, nu știu, la aspirator, 10% din gospodării s-au debarasat, am putea spune că 5% s-au debarasat spre deșeuri. Deci au dat deșeuri de echipamente de tip aspirator. Da? 5% din gospodării. De fapt, 6 chiar. O să vedem imediat. Și mergem pe cum s-au debarasat ca deșeu. Da? Deci avem deșeuri. Prima dată, primul grafic a fost o împărțire între spre reutilizare și cei deșeu. Și aici avem iarăși ca deșeu. Ca să vă explic, 64% din debarasări de cuptoare cu microunde au fost spre deșeu, 49% incorrect, 51% corect. Ce ați luat în calcul prin incorrect? Reiau, probabil la cuptor cu microunde și aspirator avem dus la chenă, scos în stradă, pus lângă plastic, dat colectorilor spratale de fier vechi, dus la remat. A, deci avem și cazul. Dus la fier vechi. Vă surprinde ceva? Procentul incorrect e destul de mare la de exemplu, la uscător de păr și la o mașină și la fier de călcat. Cumva la aspirator și cuptor cu microunde care sunt mai mari, pare mai mic procentul de incorrect. Da. Nu cape în el. Nu cape în el, exact. Nu cape, da. Am transferat, am transformat un pic datele și în cifre estimative la nivel național și putem spune că circa 8300 de tone de echipamente mici din cele din studiu, încă o dată, avem 11 produse versus, nu știu, poate sunt câteva sute. Dar 8300 au fost debarasate ca deșeu, din care incorrect 4550. Și doar 8,4% din gospodării au dat corect și am calculat 1600 de tone la magazine. Probabil aici a fost și programul Rabla pentru aspirator, cel puțin, că a fost aspiratorul inclus. Dar de ce nu avem și recipienții de colectare de mici dimensiuni? Cei de aici probabil știm de el. 1200 la municipalități. Aici e un număr care aș spune că e mare, dar când un cetățean se referă la municipalitate, include și campania pe care, nu știu, Ecotic o derulează în parteneriat cu autoritatea locală și se prea de la domiciliu. Da? Deci sunt incluse și aici și nu suntem singuri. Se întâmplă așa ceva. Și 950 de tone la alte puncte de colectare. Aici intră cel puțin recipienți pe care i-am răspândit în toate clădirile de birouri, poate intră și cumva punctele mari care spun că sunt autorizate, dar, mă rog, așa au răspuns la alte puncte de colectare. Dacă aveți întrebări. Relevant. E relevant? Da. Dacă te gândești la laptop și la telefon, de obicei, cei care își achiziționează așa ceva sunt la laptop, cel puțin interesează să aibă un laptop bun, deci are o cultură în sensul ăsta și știe că trebuie să dea laptopul ăla mai departe într-un mod echilibrat. Adică spre reciclare, nu spre un remat. Cert este că și telefoane și exact. Telefoane mobile au, și laptopurile au procent mic, totuși, relativ de debarasare incorrect. Oricum, sunt relativ puține, da? Deci, doar 28% din debarasare au fost spre deșeu și 36% la telefoane mobile. Cele mai multe s-au dus, de 74% s-au dus spre reutilizare. Dar aici ar trebui să luăm în calcul și partea de ceea ce s-a promovat de periculos oarecum. Ambele, și laptopul și telefonul, conțin acumulatorii, pe care lumea a început să-i conștientizeze într-un fel că ar trebui dus la reciclat. De restul, da, e o chestie de tablă, o arunc.
Deci, apropo de domnul cu cutia de telefoane mobile, bateria poate prezenta un pericol. Da, am înțeles. Ok, mergem un pic mai departe. Am încercat să vedem și pe regiuni de dezvoltare, dacă se debalansează diferit într-un fel sau în față de altă zonă. Noi am încercat să le cuprindem aici și după regiunile istorice. Putem spune că procentul cu verde de debarasare corect e mai mare în zona nord-vestică, vestică. Avem aici și rural-urban, da? Unde culmea, procentul de corectitudine nu diferă foarte mult, dar în rural totuși e mult mai mare procentul de debarasare și cel incorrect. Întrebări? Observații? E bine. Nu, ce posibilități au cei cei de la țară? Pentru echipamente mici, cred că cei care au răspuns că au făcut-o corect sunt din zona suburbilă. Asta e problema. Mai departe? Da. Ce posibilități? Întâi, când te duci și îți iei ceva, poți să dai la magazin, dacă te duci la Altex, când te duci să-ți cumperi. Dacă nu cumperi online, poți să duci pe cel vechi. Când se poate face asta și când comanzi online, dar pentru echipamente electrice mici se întâmplă poate mai puțin. În același timp, chiar știu că acum Altex-ul preia, am văzut reclama, preia și electrocasnicele de care nu mai ai nevoie. Deci cumva poți să le dai. Dar mă rog, poate ajunge mai rar. E legat de o achiziție. Altfel, normal ar fi ca autoritatea locală să pună la dispoziție astfel de servicii. Știu că prin SMID-uri, deci prin operatorii care fac unde s-a implementat managementul integrat de deșeuri, să avem câteva județe, se fac debarasări de produse voluminoase și alte tipuri de produse care nu sunt deșeu menajer și nu e nici reciclabilul colectat săptămânal, dar este destul de rar acest lucru. Deci, cumva, normalitatea ar fi ca cel puțin o dată pe trimestru, dacă stai la țară, să poți să debarasești de deșeuri electrice prin Salubristul care face o campanie. Dacă nu ajungem, nu știu, Ecotic, noi facem campanie. Dacă nu ajungem acolo, dacă nu ajung alții care lucrează în această industrie, din păcate ajung foarte des colectorii informali. Aici. Nu știu cine stă în rural sau în suburbie, probabil dacă lucrați de acasă câteodată, sigur auziți că se conectează și pe lângă fier vechi și echipamente electrice și baterii. Bun. Am scos și o vechime medie de barasare, ce vechime aveam. Am încercat să vedem odată ca când era deșeu versus total de barasă și bineînțeles că cele date spre reutilizare tind să fie mai noi. E o microfonie plăcută. Așa, să țin mai sus și... Da, volumul mai tare ca să să-ți uit așa. Bun. Încă o dată, vechimea medie este un 5,7 ani la nivelul eșantionului. Unele sunt mai vechi, vedem laptopurile sunt păstrate foarte mult, probabil prin prisma datelor de pe ele. Foarte puțin păstăm bormașinile care nu mai funcționează sau de care nu mai avem nevoie. Probabil ne-am mutat, ne-am făcut mobila, nu mai avem nevoie de el pe spațiu. Tindem să debarasăm rapid și nu știu, prăjitorul de pâine, e un echipament mai ieftin, probabil legat de acest lucru. Da, cuptorul cu microunde îl folosim destul de mult. Deci, cumva, aceasta e o medie. Da? Deci, ce înseamnă? Înseamnă că jumătate s-au debaransat sub acest interval, jumătate peste. Adică avem și probabil cuptoare cu microunde de 20 de ani în aceasta. În aceste cifre. Întrebări? Bun. Nu mai am mult.
Da? Avem bază pauza. Aici avem, bineînțeles, încă o dată cifrele totale. Și am întrebat în ultimele 12 luni cum v-ați debarasat. Avem cele 3 variante și aici avem exact procentele. Deci, practic, 14% din cei care s-au debarasat în ultimele 12 luni s-au dat spre reutilizare, 8% corect, 11% incorect. După care am mers și am întrebat pe cei care au zis nu ne-am debarasat. Ok, când v-ați, din unul din produsele din studiu, când v-ați debarasat ultima dată, ce ați făcut? Și aici aș putea spune că e graficul care exprimă cumva comportamentul. Dacă scoatem cei 34% care au spus că niciodată nu s-au debarasat de un astfel de produs, nu știu, poate locuințe noi și așa mai departe, avem niște procente, ne-am pus eu cu negru mai jos, deci 44% se duce la reutilizare, 26% corect, 30% incorect. Deci, încă o dată, 30% incorect este un comportament al populației din România în momentul debarasării de echipamente mici. Aproape jumătate se duce la reutilizare. Deci dacă ar fi stricate toate, probabil procentul ar fi și mai mare. Este mare. 26% este corect, e relativ puțin. După care, totuși, am întrebat și pe cei care 34%, am vrut să împărțim între cele trei. Și am întrebat, ok, dacă se strică în următoarea perioadă un echipament, ce vei face cu el? Deci, încă o dată, e stricat. Deci, teoretic, la reutilizare îți duce mai puțin. 5% au zis că păstrează sigur. Ok, se păstrează în mod cert, chiar dacă e stricat. Și bineînțeles a mărit procentul de corect, pentru că e cumva normal într-o interogare telefonică, când întreb ce vei face, tind să zici, să te expui bine, să te simți bine când vorbești cu persoana care te ajută. Da. Și na, și de aceea 33% nu e așa. Totuși avem o imagine care spune că o treime se duce spre reutilizare, treime corect și o treime incorect. Și încă o dată aș merge din nou pe acest grafic care exprimă cumva comportamentul probabil la debarasare a unui echipament electric de mici dimensiuni. Și un ultim slide înainte de concluzii. Am întrebat și de cunoașteți un punct de colectare de deșeuri electrice. Da? Și n-am întrebat dacă e municipal sau privat. Dacă știți. Și avem 29% care zic că știu. Avem și o împărțire rural-urban sau pe regiuni. Deci 71% au spus că nu știu. Culmea au fost cazuri când și chiar am mers în adâncirea datelor. Când au zis că nu știu, dar au răspuns că au predat deșeu către municipalitate. Și au fost exact campaniile. Deci n-au un punct de colectare municipalitate. Și nu este un semnal că, mă rog, cei 33%, nu este un semnal că ar fi indesite campaniile acestea? Ba da, este un semnal. De asemenea, da, avem un semnal bun de la faptul că prin PNRR vor apărea centre municipale, mă rog, CAV-uri, centre de aport voluntar, care vor colecta și deșeuri electrice, 650 la nivel național. Acum, probabil avem undeva, dacă dau un număr 30, s-ar putea să fiu optimist, centre funcționale de colectare, dar sunt câteva, au apărut, prin diverse locuri la Iași, cmciaiași.ro, deci centru municipal de la Iași și primăria îl operăm. Știu că este la Oradea, avem două puncte de colectare în sectorul 2, ale primăriei, deci mai sunt exemple, au apărut exemple, mai ales în ultimii ani, dar nu unde ajuns. Foarte interesant, totuși, pe regiune. Inclusiv Bucureștiul. Lumea din București nu cunoaște. Da, de 25%. Sub medie. Și iarăși, în Transilvania, lumea știe de existența acestora.
Aici s-ar putea să includem și retail-ul, deci n-am specificat încă, n-am specificat dacă cunosc, dar totuși, cel puțin, sunt mai conștienți cei din, ce din Ardeal versus restul țării. Dacă aveți întrebări. Bun. Ultimul slide. După aceea aștept întrebări și mai multe. În care am reluat ce am prezentat mai devreme. 10,5% din echipamentele de mici dimensiuni ZAC nefolosite, fie nefuncționale, fie funcționează, dar nu mai există intenția de a fi folosite. Și ele stau circa 3,7 ani sub media europeană, de 16%, și am văzut că în Italia e undeva 30%, și chiar când merg în Italia să mă uit prin comunitatea prietenilor. 32% din echipamentele, din cei care au echipamentele folosite, este procentul celor care nu știu ce să facă cu ele. Și avem de lucru aici, din punct de vedere conștientizare. Nu știu ce să facă și nu știu unde. Conștientizare, bineînțeles, și dezvoltarea infrastructurii. Doar 8% a ajuns să se debalanseze corect din gospodărie într-un an de zile. Cumva se corelează și cu datele de colectare. 11% o fac incorrect, deci pun cumva mult mai mult decât cei care fac corect. Și 14% dau spre reutilizare. Avem economia circulară, un exemplu. Putem folosi acest termen. Nu știu, rapoartele despre economie circulară oficiale. Chiar putem folosi datele acestea în cultura noastră, să dăm spre reutilizare echipamentele care încă funcționează. Și o treime din populație s-ar debarasa corect de un deșeu. Oarecum procent apropiat cu notorietatea punctelor de colectare. Cam asta a fost. Mă rog, stau la dispoziție pentru întrebări. Ar mai fi putut fi o întrebare. Mă rog. Dacă ați primi o recompensă, ați fi mai dispus să vă debarasați de el? În mod sigur, toată lumea va zice da. Da. Întrebarea e cu ce... De unde să vină recompensa respectivă? În loc unde le dai. Da. Valoarea unui telefon în materiale este de 1 euro. Este, dar... Cum sunt acei 50 de bani la căruciorul de la supermarket? Da, vorbiți de un sistem de garanție. Cumva, cu garanție. Știți că este în studiu, cel puțin la Comisia Europeană, pentru echipamente IT de mici dimensiuni, deci cum ar fi laptopuri și telefoane mobile, în care se va studia exact acest aspect. Dacă s-ar colecta mai mult, dacă ar exista un sistem de garanție, da? Supuiți-vă că ar trebui, nu știu, când vă luați un telefon nou, dacă nu aveți unul vechi să-l dați, s-ar putea să, să fie o valoare destul de mare, care poate e neplăcută câteodată. Nu e ca la ambalajul de 50 de bani, mă sigur aici va fi, nu știu, 50 de lei, 10 euro, probabil. Dar pe celelalte e cam greu să, mai ales, deci poți să implementezi un sistem de garanție depozit, unde ai un grad de penetrare ridicat. Adică și la telefoane ai 100%, dar la celelalte mai puțin. Și sunt mulți care și-au pentru prima dată și ar fi poate incorrect pentru ei. Dar e o dezbatere. Iarăși. Eu am o întrebare. Am reținut la începutul studiului un procent parcă de 17% sau 14% grad de colectare. Grad de retur. Da, da, da. Cum se corelează cu cei 33% care declară că s-au debarasat corect? 33% reprezintă doar... 33% s-au debarasat din cei care au debarasat. Doar 6% din gospodării s-au debarasat de cuptoare cu microunde. Da. Din aceștia jumătate, păi se corelează cifrele. Și mai ales 17% cel din primul slide, sau mă rog,
14%, 19% de rata de colectare, prinde toate echipamentele electrice de mici dimensiuni și B2B-ul, adică l-am interrogat pe 11, care poate fi extrapolat la gospodării, dar nu pe B2B. Tot cu micro, multe din acestea le regăsim în aproape orice bucătărie unei firme. Da? Deci cuptorul microunde, aparatul de cafea, nu găsim fermă, hai, decât dacă ai piscină. Dar ai zona de Horeca, are și așa ceva. Și fie de călcat. Da, deci le regăsim pe multe din acestea. Aspirator. Da. La firme. Deci în colectare sunt toate. Și B2B. B2B-ul eu îl estimez, dar pe tot ce înseamnă echipament, echipament electric la 20% și pus pe piață și colectat. Dar colectat s-ar putea să fie mai mult, pentru că din B2B tind să colectezi corect. Din gospodării mai scapi. Da? Spuneați că ați făcut o comparație și cu același lucru fost făcut și în alte... Mulțumesc. În alte țări. Care sunt ratele acolo privind de debarasare incorrectă? Ar fi interesant de văzut. Și totodată, și practic toate partea asta de concluzii, cred că ar fi interesant de văzut, mai ales pe debarasare incorrectă, pentru că eu cred că ține foarte mult, când vorbim de echipamente mici, de educație și de conștientizare. Cum se spunea puțin mai devreme, cât e echipamentul mai mic, cu atât riscul ca să-l pui în coșul de gunoi e mai mare. Și de aceea era foarte interesant și interesant de văzut cum funcționează și cum au funcționat rezultatele studiilor din alte țări. Din păcate, datele pe care le-am putut compara au fost doar pe cele de hibernare. Și mulți au întrebat, altfel a fost foarte greu să corelăm datele și ne-am oprit acolo. A fost interesant totuși procentul celor care știu ce să facă cu echipamentele, care tinde spre sub 5% la nivel european. Deci cumva infrastructura există, poate există și conștientizarea, versus la noi 30% care nu știu ce să facă cu ele. Probabil acolo, acolo am putut compara. Dar debarasarea incorrectă în alte țări n-am putut-o. Dar poate pe viitor vor reuși. Și în alte țări există colectare informală, nu la nivelul României. Și în alte țări sunt probleme relativ similare, deci în Italia am văzut că păstrează mai mult și într-adevăr italienii se plâng de ratele de colectare mici pe echipamente electrice de mici dimensiuni și da, și acolo un procent foarte mare sunt de emigranți, se refolosește probabil destul de mult. Mai avem de făcut studii ca să comparăm exact datele. Da, aici aș face precizarea că după terminarea acestei săptămâni dedicată Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice și Electronice, la nivelul UI Forum se vor agrega toate datele venite din teren din toate țările europene și vom avea date și concluzii comune pe care le vom transmite evident public, atât dumneavoastră, cât și publicului larg, de ce nu? Nu în ultimă rând, Ministerului, care poate beneficia de niște concluzii cât se poate de pertinente și de proaspete. Cred că ne-am apropiat de finalul prezentării de astăzi și a fost de ajuns de multe întrebări la obiectul acestei cercetări de piață. Dacă din partea Ministerului, autorităților de mediu, există niște întrebări care le putem prelua și de ce nu clarifica în acest moment de final. Toate lucrurile sunt clare. Cred că studiul a evaluat comportamentul pe care da, care nu se deosebește în linii mari de comportamentul mediu european. Cu mici excepții, dar suntem, să zicem, pe palierul mediu al comportamentului consumatorilor europeni, ceea ce denotă, sigur, apartenența noastră, odată în plus, la acest spațiu geografic și cultural în același timp. A ceea ce s-a spus și s-a ridicat cu multă, să zicem,
frecvență în cursul discuțiilor noastre de azi, nevoia de informare, de conștientizare rămâne o componentă extrem de importantă. Ea, sigur, merge mână în mână nu numai în campanii conduse de noi ca organizație de transfer responsabilități, dar și cu autoritățile publice locale și, de ce nu, cu periodicul autoritățile publice centrale, tocmai pentru a da mai multă claritate și încredere populației că lucrurile sunt menite să protejeze, evident, mediul înconjurător, sănătatea populației, dar și să contribuie la recuperarea unor materii prime secundare extrem de valoroase, care altminteri se pierd în fluxurile ilegale, care reprezintă încă la nivel european peste 40-50% în funcție de țară, evident.